Imediat cum se va încălzi vremea, drumarii vor interveni din nou pe strada Albișoara, proaspăt reparată. Și asta pentru că au fost depistate mai multe neconformități la realizarea proiectului. Mai exact, este vorba despre marcaj, borduri și intrările în curțile de bloc. De asemenea, pe unele porțiuni se macină asfaltul proaspăt aplicat. A fost un grup de lucru format din specialiști din cadrul primăriei, cât și ASD și agentul economic, care am mers pe toate porțiunea străzii Albișoara și toate neconformitățile au fost indicate în procesul verbal semnat de către toate părțile. Deci agentul economic își asumă ca toate intervențiile să fie efectuate și să fie înlăturate imediat cum avem timp favorabil. Lucrările de renovare a străzii Albișoara au demarat în luna august anul trecut și urmau să fie gata în decembrie. Proiectul a costat 120 de milioane de lei, bani alocați de la bugetul de stat și cel local, și prevede reabilitarea carosabilului, a trotuarelor și iluminatului stradal. Lucrările au o garanție de un an.